O troiță din lemn a fost sfințită vineri 21 aprilie în cartierul Ițcan de sărbătoarea izvorul tămăduirii. Troița, ridicată la inițiativa consilierului județean Brândușel Nichitan, a fost sfințită de un sobor alcătuit din 4 preoți și în prezența unor 10 de credincioși din parohie. Troița care a fost sfințită vineri este amplasat lângă un vechi izvor din zonă, recunoscut pentru puritatea apei și folosit de foarte mulți localnici din cartierul Ițcan și nu numai. Odată cu amplasarea troiței a fost reamenajat și spațiul din jurul izvorului. Toate acestea au fost realizate la inițiativa consilierului județean Suceava, Brândușel Nichitean, el fiind cel care a suportat în integralitate costurile lucrărilor. Eu, mutându-mă în acest cartier care era considerat un cartier mai puțin dezvoltat, mai puțin cu suflet, vreau și îmi doresc să particip la înflorirea acestui cartier. Îmi doresc ca oamenii, atât din cartierul Ițcan, cât și din Suceava, și nu numai din Suceava și județ, să participe la asemenea evenimente, să contribuie, dacă poate, pentru credință, pentru iubire, pentru dragoste, și de ce nu pentru familiile noastre. A face un obiectiv de asemenea gen pentru familie, pentru sănătate și pentru noi cei din jur, cred că e la îndemâna tuturor, numai să se vrea. După slujba de sfințire rânduită, preotul paroh a ținut să-i mulțumească lui Brândușel Nichitean pentru darul minunat oferit comunității parohiale și locale. Mulțumim foarte mult domnului Brândușel Nichitean, care a făcut împreună cu familia această jertfă frumoasă și deosebită. De mult doream să punem o cruce.